Postul Crăciunului începe în 15 noiembrie și se va încheia peste 40 de zile în ziua de 24 decembrie. Este primul post din anul bisericesc, iar ca importanță este al doilea după postul Paștelui. Se spune că în această perioadă creștinii ortodoxi care postesc se curăță atât trupește cât și sufletește, acest post fiind unul al bucuriei, în așteptarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Din punct de vedere al alimentației, postul Crăciunului este mai ușor decât cel al Paștelui, având multe dezlegări la pește, unt de lemn și vin. Chiar și așa, obiceiul nu poate fi respectat întocmai de giurgiuveni, pentru că prețurile la legume sunt prea mari pentru buzunarele lor. Un kilogram de fasole costă 10 lei, iar unul de varză în jur de 2 lei. Conopida poate fi cumpărată cu 7 lei kilogramul, iar un kilogram de țelină pornește de la 5 lei și ajunge la 8 lei. Din meniul de post nu pot lipsi cartofii, care pot fi cumpărați cu 1 leu și 50 de bani și 2 lei, dar și dovleacul cu 2 lei kilogramul. Merele costă 3 lei, 3 lei și 50 de bani, iar prunele uscate 15 lei kilogramul. În aceste condiții, oamenii spun că preferă carnea și, în principal, mâncarea de dulce în detrimentul celei de post. Îi veți ține post? Da, normal. Și ce veți consuma, Ana, în perioada? Verdețuri, legume, alți varam. La prețuri, cum vi se par legumele de sezon? Cam scumpe. Cam scumpe. Ați cumpărat astăzi ceva? Da, am luat verdeață, telină, de toate. Fasole, varză, cumpărați? E normal că aia trebuie să luăm. Ce credeți, e scump să ținem post în ziua de azi? Dacă vrei, îl ții. Dacă nu, nu e nicio problemă. Prețurile legumelor, cum vi se par? Cam scumpișoare. Mai ales la noi, pensionari, doamnă, la 5 milioane care le am, iau doar de gustare. E scump acum să ții post? E scump, e scump. Să iei prună, să iei struguri, să iei... Da, așa, dai 6 lei, iei o bucățică și ai făcut acolo cu un cartof și cu roșie și gata. Ce să facem? Asta e. La prețuri, cum mi se pare? Au mai scăzut, da. Adică sunt acceptabile. Da. Da. E scump să ții post în ziua de astăzi, cum zic unii? Nu știu, dacă știi să te organizezi, nu, nu cred că este. Salata e un leu, ceapa e un leu, mărarul e 2 la leu, ai cu ce să ții dacă vrei. Comercianții spun că din ce în ce mai puțin giurgiuveni țin post și că legumele preferate rămân cartofii și fasolea. Din experiența dumneavoastră, ce cumpără giurgiuvenii în această perioadă? Legume! Spanac, fasole, praz, să facă, dacă ori ține post, care ține post, care nu. Cumpără praz, cumpără ceapă, cumpără spanac, roșii, ardei, de-astea cumpăr, da, care ține post. Un studiu arată că obiceiul de a ține post este mai rar întâlnit în rândul tinerilor. Astfel, 2 din 3 tineri cu vârsta până în 30 de ani nu postesc, în timp ce aproape jumătate dintre persoanele peste 30 de ani nu au acest obicei.